născut deja în domiciliu obligatoriu. Mama mea m-a purtat în burtă pe străzile Aiudului, căuta o locuință unde să se așeze. În conștient, în subconștientul meu, predomina această tară, care nu era numai tara comunistă, era și tara nazistă, fiindcă o parte din familie care a fost în Ardeal a fost dusă în lagările de concentrare. Asta a fost soarta noastră, asta, ca să tragem de acest nume. Un rol determinant l-a avut tatăl meu. El a făcut un an de medicină la Viena. Nu i-a plăcut medicina și s-a întors acasă și s-a apucat de afaceri. Și tatăl lui a spus, vezi că ai să regrezi toată viața, fiindcă lumea se schimbă. Afacere, afacere, medicina e medicină. Am fost primul în țară care am reușit de la un liceu agricol la medicină. Da. Dezrădăcinarea e un lucru extraordinar. Noi suntem sortiți locului ăsta. Copilăria a fost foarte frumoasă, fiindcă majoritatea timpului am petrecut-o în Valea Aiudului și în orașul Aiud, un oraș foarte frumos, splendid. Am avut acolo în zona noastră și o moară care a ars și acolo era locul nostru de joacă. Și însă a fost sub un semn traumatic care a dăinuit. Noi am ajuns în domiciliu obligatoriu la Iud. Deci în 1949, tatăl meu și mama, deci au fost luați cu sora mea și au fost expropriați în totalitate cu schimbarea domiciliului, deci duși strămutați. Norocul nostru a fost că tata a fost un om care n-a făcut politică, n-a fost nici la un partid, vechile partide liberale sau țărăniste, și a avut norocul că a fost repartizat, a fost dus în domiciliu obligatoriu la Iud. Dar la 7-8 ani eram conștienți că mama se ducea la geam și trăgea perdeaua să vadă dacă nu cumva au venit să ne ia. Eu nici n-am fost pionier, fiindcă tatăl meu fiind moșier, n-am putut să... eram ținut încă cu doi repetenți și nu eram făcut pionier. Și asta m-a afectat puțin, fiindcă îmi dădeam seama că era o problemă politică la mijloc. Copilăria mea la suprafață a fost foarte, foarte bună, cu jocuri, cu fotbal, cu pescuit în Valea Iudului, cu diverse excursii locale după ciuperci, jocuri de a vața ascunsele, deci cu săniușul, era ceva ca în film. În schimb, în conștient, în subconștient, să lucra. Și tara aceasta, încet, 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 cu cât creșteam, cu atâta îmi dădeam seama de realitatea adevărată. Noi am fost dezinformați în legătură cu relațiile interumane dintre oameni, pe vremea fostului regim. Deci legăturile și cuvântul dat unul altuia era altul decât cel de acum.
57 a avut loc ultima epurare cu adevărat a intelectualității, foste intelectualități moșierești, moșierii, burgheze, oameni care au avut stare, mici comercianți care mai aveau atunci magazine și magazine de aur, mi-aduc aminte, au fost desfințați în totalitate, tatăl meu a ajuns la Lahor. Și atunci am avut un șoc extraordinar, fiindcă, în afară de noi patru, mama, tata și eu și sora mea, mai aveam în întreținere pe mătușa mea, care chiar în 55 a ieșit din închisoare de la Târgșor, unde a fost închisă. Iată ce minuni pot săvârși oamenii conduși de înțelepciunea partidului. Tatăl meu, fiind deportat în lagărele din Ucraina, a căpătat o putere de caracter exemplară. Înainte de a pleca în război, deci fiind deportat, a fost un ateu convins. După ce a revenit din război, a fost un habotnic. Când au solicitat evreii din Aiud, la un moment dat când au murit mai mulți și nu mai erau oameni, atunci s-a dus și el, că la noi nu se poate intra în sinagogă dacă nu se țină slujba, dacă nu sunt nouă evrei, știți? Și atunci a început și el și a frecventat sinagoga, să-i ajute ca să meargă. N-a avut asupra noastră niciun efect religios. Mama a încercat să ne creștineze, să ne ducă, să facă, să dreagă, să ne facem cruce, n-a prins la noi. Știți, deci noi am crescut așa în absolut neinfluențați de nimeni. Și eu și sora mea. A vrut la un moment dat să ne circumcizeze în 1950 când m-am născut, dar de frică că se va întâmpla iar, cine știe ce în istorie, cu minunea asta, cu Holocaustul, a renunțat. Așa că am rămas nebotezat cu una ora asta. Și așa că am rămas cu idee evreu. Avem școală generală de 10 ani și sperăm ca noua clădire să devină clădirea unui nou lăcaș de școală, adică liceul de mâine. Eram cam slab la învățătură, că nu mă omoram cu învățătura și am făcut acest liceu agricol, am terminat secția contabilitate, liceu agricol Ciumbrud. Am fost primul în țară care am reușit de la un liceu agricol la medicină. Da. Și am făcut medicina la Cluj, fără nicio problemă, am tocit, mi s-a rupt capul. Și ca să la mulți dau un exemplu cu Brădișteanu, cel chirurgul nostru celebru cardiovascular, care într-adevăr o capacitate. Eu am învățat 6 ani, el a învățat un semestru. Așa cap avea, dar nu capul l-a format. Tatăl lui, la 14 ani, fiind chirurg la Baia de Aramă, așa îl lua în operație. La 14 ani, el când a venit la facultate, la 18 ani, opera stomac, care alții nici după 10-15 ani de medicină nu știu să opereze. Deci el a format ca medic. Este extraordinar de mult ca dintr-o familie să se tragă, să meargă din generație în generație. Doare cumva? Nu. Pot să iau? Doare cumva? Nu. După facultate am fost repartizat în Oltenia, fiind sora mea și cumnatul meu acolo. Am făcut specializarea la București, Craiova și am ajuns la Vulcea. Când am ajuns în Oltenia, eram cam bleg, știți? Și acum mai am perioade de blegeală. Dar văzându-i cum mișcă ăștia, cum mănâncă, cum se lucrează, cum fug într-o parte, în alta, cum pleacă să-și rezolve o problemă și se întorcă după un minut să au altă problemă, am început să mă adaptez. M-am adaptat repede. Am început să mănânc mai repede, am început să gândesc mai repede, am început să vorbesc mai repede. Acum pot să vorbesc și încep să mă lupt unde apare ceva, să fiu printre primii. Din Oltenia m-am dus la specializare în 1981. Între timp am făcut până în
M-am însurat în 1982 cu nevasta mea, care este olteancă, Jet Beget, așa, din Comuna Traian, ea fiind educatoare acolo. Așa, și în 1983, când eram la specialitate, a apărut primul copil, Dominic David. După 2 ani, când am terminat specialitatea, a apărut al doilea copil, Raul Ioșua. În 1984 am terminat specialitatea, așa am ajuns în 1985 să fiu repartizat la Vâlcea. Am început activitatea în spital și policlinică. Deci atunci sistemul era integrat, câteva ori în spital, câteva ori în policlinică. Am avut o colaborare excepțională în Oltenia, prin faptul că noi evrei ne putem adapta ușor, mai ales la cei care poate undeva au fost și ei cândva evrei, sau cel puțin corcituri de evrei. Și să vă spun un lucru care pare foarte, foarte interesant. Zona Olteniei, așa, în care se pare că a fost adusă legiunea 5-a romană, sau nu știu, Galileea, nu mai știu exact care, au lăsat ceva urme aici. Fiindcă dacă consultăm numele multor olteni, dar foarte multor olteni, vedem că sunt nume biblice. Poate instinctiv m-am atașat lor, fără să-mi dau seama că această idee mi-a venit după aceea, că nu știam că acolo sunt Moise cu grămada, sunt David, familii David, Davidescu, Moisescu. Nu știam că există Adam, nu știam că există Simeon, nu știam că există Solomon. Deci astea sunt toate nume evreiești biblice și putem continua, sunt multe încă, Avram, așa mai departe. Deci sunt, dacă luăm, cum iau comparație, cartea de telefoane a Craiovei sau cartea de telefoane a lui Haifa, o să găsim mai multe nume biblice evreiești pure în cartea de telefon a orașului Craiova decât în Haifa. Evreii între timp și-au schimbat foarte mult numele. Deci Herșcovici, Aizicovici, Moscovici, vedeți, au luat nume de orașe, au luat, la care au pus după ce aici sau Eze, Herzl sau Herz și așa mai departe. Și perioada asta în Oltenia, cu o muncă asiduă, în care am muncit ca un câine, fiindcă mi-a plăcut medicina, am dus o colaborare extraordinară cu oamenii. Ce faceți, domnul doctor? Bună ziua, domnul doctor! Da? La un moment dat ați vrut să emigrați. Chiar ați emigrat. Da. Când s-a întâmplat asta și ce a declanșat decizia dumneavoastră? Deci, asta a fost soarta noastră. Când m-am însurat în 82, am spus la nevastă mea, vezi că va veni ziua când va trebui să plecăm în Israel. Da. Facem o pauză. Putem? Sau mergem înainte? Haideți că mi-am revenit. Decret prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul țării. Având în vedere încălcarea gravă a ordinii publice prin acte teroriste, de vandalism și de distrugere a unor bunuri obștești, în temeiul articolului 75, punctul 14 din Constituția Republicii Socialiste România, președintele Republicii Socialiste România decretează. Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni și a informat fals în legătură cu situația din țară, nespunând nimic despre crimele și distrugerile din Timișoara. În 89, datorită situației în care știe lumea în care a ajuns România, deci nu se mai putea suporta nimic. Încet, am început să ne dăm seama că este sfârșitul lumii.
cu ce era aici. Noi ca medici o duceam bine, dar poporul, vă dați seama, o ducea rău de tot și observam tot ce era în jurul nostru. Și am hotărât atunci să ne înscriem, să mergem în Israel. Și tata și mama, că numai prin această combinație am fi putut pleca în Israel, deoarece tata era singurul evreu. La emigrarea în Israel, la pașapoarte la Alba Iulia, la pașapoarte aici la Vâlcea, am fost sesizați discret că să nu plecăm, că să schimbă vremea, că e iarnă, dar eu n-am înțeles ce vreme să schimbă și cum. Dar fiind soarta așa făcută, a trebuit să plecăm, am plecat. Mai mult la Arad, unde am făcut așa bagajele astea de frontieră, deci unde ne-am dus la plecare din țară, am dus și noi mobil, diferite lucruri. Dar chiar am fost avertizat sora mea de către un fost colonel de securitate că să nu plecați, domnule, că se schimbă aici, într-o lună e gata, se schimbă. Era 15 noiembrie 1989. Deci ei știau că se schimbă, dar noi ne-am văzut de treaba noastră, am plecat în Israel. Acolo am stat un an și am învățat ebraica. Nevastă mea a învățat ebraica extraordinar. Să mira lumea în 6 luni ce putea să scoate din ea. Eu la 6 luni abia măcăneam ceva în ebraică. Copiii și eu deja și ei perfect. În 6 luni deja era ceva formidabil. Câți ani aveau copiii? 4 și 6 ani. Da. Duminica acolo a început grădinița, amândoi a fost la grădiniță, au învățat foarte repede ebraica. Acolo l-au descoperit pe Duminic că are talent pentru desen. L-au pus la un moment dat pe toți copiii de acolo ca să deseneze pe hărțul. Și ăsta a făcut o schemă, un desen extraordinar, care l-am și acum, l-am aici. La 5 ani jumate, de 6 ani. Și atunci și-au dat seama, zice, băi, ăsta e copilul foarte talentat, îl preluăm ca să-i dezvoltăm talentul. Dar noi am revenit și n-am stat un an. 15 noiembrie 1989, în septembrie, în 5 sau 10 septembrie am revenit în România. Sunt ultimele clipe ale dictaturii și ale comunismului în România. Ne-am gândit că schimbându-se regimul, se schimbă situația tuturor lucrurilor și atunci am hotărât să revenim din Israel. Ne-am gândit că, într-adevăr, revenind, mai avem aici de recuperat și fostele noastre, să zicem, averea, deci casă ce am avut în Ardeal, terenuri. Și ne-am gândit că evoluția lucrurilor vor merge ușor și repede și ne vom adapta. Apartamentul nu l-am putut recupera, fiindcă în apartamentul nostru din centru, unde am acum cabinetul, a fost preluat de un fost activist de partid, care a stat 10 ani în el și după 10 ani, în 2001, a venit legea și în acel moment, în 2001, ne-am recâștigat apartamentul în care am locuit, dar noi revenind, acolo am vândut tot, aproape tot ce am avut, că nu mai putem să aducem mobile, să aducem covoare și așa ce nu am mai dus. Și am luat casa aceasta cu banii ce am câștigat acolo, că am lucrat ca și asistent, așa, plus ce am adunat din ceea ce am dus, am vândut, am avut servicii de porțelan și așa mai departe. Am un principiu foarte clar și fix. Nu regret nimic din ceea ce s-a întâmplat, că dacă aș regreta ce a fost înainte, vă dați seama că nu este bine. Nu regret nimic, nici ce a fost înainte. Acum mergem înainte pe drumul ăsta. Am construit atunci când am revenit cu banii ce am adus, am început, am cumpărat casa asta și am pus etajul. Am făcut cabinetul aici, până când mi-am recâștigat apartamentul în centru. Și între timp și nevastă mea a început grădinița, deci în 94. Partea stângă era grădiniță, partea dreaptă era cabinet. Și atunci am început să ne dezvoltăm încet, încet. Multe și zeci și sute de mii de familii în țara noastră au căzut în această
în acest necaz. Deci, în loc să-și recâștige proprietățile conform unei legi bine stabilite, într-un timp scurt, ca să-și poate valorifica avutul ce a mai rămas, așa noi am fost introduși, prezentați justiției. Adică să-ți recâștigi dreptul de proprietate nu printr-o lege, ci prin justiție, ceea ce este extraordinar de dificil. Fiindcă procesele care unele derulează de 10, 15, 20 de ani. Am avut proces care a ținut 11 ani pentru o bucată de teren care este scrisă în cartea funciară, pentru care dacă iei un copil de clasa 10-a și îi explici 7-a, 10-a, că ce-i cartea funciară în Ardeal și o deschide și vede că tu ești proprietarul, el îți dă verdictul. Ei, 11 ani a ținut acest proces cu expertize, cu alte expertize, ca să dovedesc eu că cel care sunt scris în cartea funciară eu sunt. Deci în situația asta, din păcate, au mulți, cunosc în Vâlcea, extraordinar de mulți care și-au pierdut 10, 15, 20 de ani în justiție. Noi nu ne dăm seama nu găsesc cuvintele necesare ce rău s-a făcut poporul român prin această metodă de a reda proprietatea în urma unor procese, procese care acum au ajuns la Strasburg, o grămadă. Vă dați seama ce ar fi însemnat dacă un om care avea dreptul să-și recâștige casa, un teren, un heleșteu, o pădure, 90, 91, 92, ce aport aducea acestei țări și cum s-ar fi dezvoltat această țară. Să știți, de-a lungul istoriei și am luat multe bobârnace în cap și de asta am ajuns să gândesc mai mult ca un evreu. Și să știți că nu instinctiv mai mult sunt evreu. Români sunt români, uite să vă dau un exemplu, un patriot. Eu văd nu un patriot care vorbește astăzi despre o mină din Roșia Montană sau despre alte afaceri sau cutare. Mă uit la cei care merg în piață. Eu mă duc și cumpăr numai de la țărani. Alții se duc care vin și cu gargara, se duc și cumpără din alte locuri. De ce nu ajutăm țărănia mea română să vândă mai bine? Piața e sfântă. Alt lucru, de exemplu, tot așa mă sunt patriot, nimeni nu-și dă seama ce formă de patriotism asta. Scriu rețete, mai ales în policlinică, rețete cu medicamente românești. De ce scriu cu medicamente? Ca să mențin fabricile românești, nu? Gândiți-vă dacă scriu 100 de tuburi românești, clotrimazolul românesc, sau ercazin, sau clorfeniraminul, sau sunt suferind când dispare un produs românesc de pe piață. Deci asta e o formă de patriotism. Eu scriu rețete de 15 lei, 20 de lei. Altul scrie rețete de 600, 400 de lei, de 3 milioane. Țara asta e o țară atât de bogată, dar atât de bogată, din păcate atât de greu guvernabilă, din păcate atât de greu asimilabilă la Uniunea Europeană, din păcate atât de multe s-au făcut irațional și ilogic, încât noi nu putem prevede, să știți, viitorul acestei țări. Doctor, a fi doctor e un lucru mare.